Înțelepciune Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegerea întărit cerurile. Prin știința sa a deschis adâncurile și nu-l ridicule rouă. Fiul meu, să nu se depărteze aceasta dinaintea ochilor tăi. Păstrează înțelepciunea și una cuvință și puțuială, căci ele sunt viața sufletului tău. Atunci tu vei merge fără de teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va potigna. De te culci nu ți-o va fi teamă, iar de ador somnul tău va fi dulce. Să nu te temi de frica fără veste și nici de vreo nevală a celor păcătoși, că Domnul este nădejdea ta și va fi piciorul tău ferit de cursă. Nu zăbovia face bine celui ce are nevoie, când ai putință să-l ajuți. Nu spunea babilii tău, du-te și vină mâine, îți voi da. Când poți să-i dai acum, nu pune la cale rău împotriva aproapelui tău, când el locuiește fără de grijă lângă tine. Nu te certa cu nimeni fără de pricină, de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu rămâni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna nicăieri de lui, căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar cei drepți el, prin veșnic și este aproape. Se resfințește biserica aceasta, cu hramul adormirea Maicii Domnului, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților mucenici care vine v-ați nevoit și v-ați și odihnă a dormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înățăm, împreună și cerem fără de început altă Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce-ai așezat în ceruri, cetele și oricele îngerilor și ale arhanghelilor, spre slujba slavei tale, fără ca preurbitoarea noastră, să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătate. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre, vă ridicați porțile cele veșnice, și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Biserice, Doamne, te cuvine sfințenie, Doamne, pentru aceasta numele Tău, iubitorule de oameni. Omenire, milărina Sfintei Bisericii acesteia, veșnică omenire, milărina Sfintei Bisericii acesteia,
pe care, primindu-o în jertfelnicul Tău cel mai presus de cer, trimite-ne nouă, Doamne, harul preasfântului Tău. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl ai fost Hristoase, toate umplându-le celea ce ești necuprins. Dumnezeule, Cel ce ești fără de început și pururea Mântuitor, care toate dintr-un nimic într-o ființă le-ai adus, Cel ce locuiești într-o lumină cea neapropiată și ai cerul scaun, iar așternut picioarelor pământul, care întru sfinții și întru toate lăudații tăi apostoli ai înnoit slujba cea în Duh și darul cortului celui adevărat prin trânsii sfintele biserici și jertfelnicele tale, Doamne, al puterilor în tot pământul le-ai așezat, ca să se aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel ce ai binevoit a se ridica biserica aceasta într-o pomenire a dormirii Maicii Domnului, spre slava Ta și a unui a născut Fiului Tău și a Sfântului Duh. Tu însuți împărate fără de moarte și dătătorule de lucruri mari, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm ție și trimite pe preasfântul Duh cel închinat și atotputernic ca să sfințească biserica aceasta. Pe preasfânta curată, preabinecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o sfinții și cinstiții bucetici care pentru tine au pătimit te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Luminează-te, luminează-te, nouăle Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă, Tatăl-o a zidit, această casă, pe noi milostivirii născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul cel păcătos. Arată precum de-a pururea puterea Ta întru care nădăjduim strigăm ție. Bucură-te ca și oare când Gabriel mai marele voievod al celor fără de trupuri. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatu-te-ai la viață fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile Tale mântuiește din moarte sufletele noastre.
Însu, Stăpâne, după durările tale, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate binele tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Ție-ți-mi mie toată slavă, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați preoți de parohii și mănăstiri, domnule primar, iubiți copii, drept măritor creștin. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, săvârșită ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru această podoabă de biserică, a cărei sfântă masă a fost sfințită astăzi, împreună cu lucrările care au fost săvârșite pentru înfrumusețarea ei, la această sfântă liturghie am ascultat acum câteva clipe un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel și un cuvânt din Dumnezeiasca Evanghelie. Dumnezeiasca Evanghelie ne-a prezentat vindecarea de către Domnul Hristos a unui om bolnav. Iar cuvântul Sfântului Apostol Pavel cuprinde ceea ce este chemat omul să împlinească pentru a nu cădea în boala neputinței și slăbănogirii sufletești. Cel slăbănog adus la Domnul Hristos a fost vindecat. A fost vindecat prin iertarea păcatelor lui, adică a fost vindecat de toată boala lui sufletească și a fost vindecat și de neputința lui trupească. Acest cuvânt, aceste cuvinte, le-am ascultat noi astăzi, fiind chemați să înțelegem câte ceva din viața noastră, din neputințele noastre sufletești și trupești, și calea pentru tămăduirea acestora. Cel bolnav a fost adus la Domnul Hristos. Noi, cei de față și cei asemenea nouă, avem de asemenea foarte multe neputințe, foarte multă slăbănogire în trupul și în sufletul nostru și avem nevoie să fim aduși la casa lui Dumnezeu pentru a-L întâlni pe Domnul Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, și a primi prin această tămăduire. Dacă, în general, cunoaștem ce înseamnă a fi slăbănog în trupul tău, adică a avea o boală la trup, în diferitele lui mădulare, ce înseamnă însă a fi slăbănog în suflet? A fi slăbănog în suflet înseamnă a avea mai multe neputințe, iubiți credincioși. Și m-aș opri foarte pe scurt
la cinci neputințe pe care le întâlnim foarte adesea în viața noastră. Cea mai mare, cred că este neputința de a iubi. Nesfârșitele sfârșieri ale urii cuprind tot mai multe teritorii din spațiile lăuntrice ale oamenilor. Nu iubim îndeajuns pe Dumnezeu, nu iubim îndeajuns nici pe cei din jurul nostru, nu iubim îndeajuns pe cei care ne-au făcut bine, fiind cei mai mulți dintre noi cuprinși de neputința de a iubi așa cum se cuvine. În general, ne iubim doar pe noi înșine, cu toate slăbiciunile și neputințele noastre. Cea de-a doua neputință care ne face foarte slăbănogi este neputința de a ne bucura de viață. Nu ne bucurăm de ceea ce avem, de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, întristându-ne de cele mai multe ori că celălalt are mai mult, e mai sus poziționat, gândindu-ne noi că dacă am fi ca el, ne-am bucura și noi. Dar nici el nu se bucură, pentru că întotdeauna e cineva care are mai mult. Și el, pe care noi îl considerăm că se bucură, el se întristează, are o viață tristă, pentru că vede că altul are o casă mai mare, o mașină mai bună, o poziție socială mai înaltă. Neputința de a ne bucura de viață, de frumusețea cu care ne înconjură Dumnezeu, de frumusețea acestor copii, de frumusețea liturghiei, de frumusețea portului nostru binecuvântat. Așadar, o altă neputință în viața noastră este neputința de a ne bucura de lucrurile, de oamenii, de evenimentele care fac parte din viața noastră. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta însuși cu sângele Tău, deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-ar tânie greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu gândul sau cu fapta, cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatului spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, Fiul Dumnezeu, astăzi părtași, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci că atârharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, spre tămăderea sufletului și a trupului. Amin. Sfintelor Tale taine m-ai învrednicit. Mulțumesc Ție că pe mine, nevrednicul, am împărtășit de preacuratele Tale daruri m-ai învrednicit. Ci Stăpâne iubitorule de oameni, care pentru noi ai murit și ai înviat și ai dăruit nouă aceste înfricoșătoare și de viață făcătoare taine, spre binefacerea și sfințirea sufletelor și ale trupurilor noastre, dă să-mi fie și mie acestea spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre izgonirea totpotrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, spre credință neînfruntată, spre dragoste nefățarnică, spre desăvârșirea înțelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale.